Programul guvernamental pentru susținerea antreprenorilor 373 oferă acces la credite pe termen lung cu dobândă redusă și fixă pentru întreprinderile mici și mijlocii. La doar câteva luni de la lansare, programul numără peste 100 de beneficiari și peste 270 de milioane de lei creditați. Întreprinderea mea deja de 3 ani exportă mere cu pămușoara ca un produs finit. Și acest credit m-a ajutat foarte mult în procurarea unui utilaj cu o productivitate foarte mare, are 4 dozatore și îmi permite să ambalez, etichetez 3 tone de mere în doar o tură de 8 ore. Producem la moment diverse ambalaje ecologice, reciclabile. Acest program ne va ajuta foarte mult să dezvoltăm afacerea noastră, să fim mai echilibrat și mai stabil provocărilor. Am contractat o sumă de 660.000 de lei, care a fost investită într-o centrală fotovoltaică de 25 de kW. Guvernul are mai multe programe de susținere a antreprenoriatului. Programul central este programul 373, care subvenționează dobânzile în valută străină și dobânzile în leu pentru programele investiționale. Mai mult ca atât, programele 373 au și componente de grant în funcție de investițiile care sunt preconizate, dar au și o componentă de garantare a investițiilor pentru întreprinderile care au insuficiență de gaj, în mod special cele care cresc repede sau vor să crească repede, dar și investițiile în domeniile de servicii. În programul 373, antreprenorul are acest orizont de claritate. El știe, el sau ea știe că are 3% în dolari sau euro, 7% în lei pentru o perioadă de maxim 7 ani, 3 ani perioadă de grație. Aceasta este produsul. Restul compensează statul. Facem asta pentru a ajuta antreprenorii să investească, pentru că investițiile înseamnă creștere economică, mâine, locuri de muncă și probabil cea mai vorbitoare cifră este faptul că aceste peste 100 de întreprinderi care au beneficiat de programul 373 în doar această perioadă de cam vreo 4 luni au crescut numărul de locuri de muncă cu 20%. Faptul că există deja 100 de companii care au beneficiat de credite, asta demonstrează că instrumentul lucrează. Asta demonstrează că guvernul într-adevăr pune la dispoziție bani pentru compensarea ratei dobânzii. Asta demonstrează că băncile lucrează cu antreprenorii pentru a da asemenea credite care să fie incluse în programul 373. Și asta mai demonstrează că sunt antreprenori curajoși care au încredere în economia națională, în perspectivele acestei țări. Dacă aveți un plan de viitor și nu aveți capacitate financiară, acest credit este foarte benefic. Programul guvernamental 373 sprijină antreprenorii atât din mediul rural, cât și din cel urban. Întreprinzătorii pot accesa programul prin intermediul a 11 instituții bancare partenere, iar mai multe detalii pot fi găsite pe 373.gov.md.